În dimineața zilei de 1 aprilie, în jurul orei 00:20, s-a prezentat în punctul de trecere a frontierei Siret, județul Suceava, pe sensul de intrare în țară, călătorind cu un autoturism marca Opel Astra R Angelica, în vârstă de 53 de ani, domiciliată în orașul Daraban, județul Botoșani. În urma controlului efectuat de polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali, asupra autoturismului și bagajelor personale au fost descoperite ascunse și nedeclarate, în vederea sustragerii de la controlul vamal, în 4 cutii de prăjituri, 200 de pachete de țigări de diferite mărci de proveniență ucraineană. Și în acest caz, țigările în valoare de 244 de lei au fost ridicate în vederea confiscării, iar femeia a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 5.000 de lei. Autoturismul marca Opel Astra a fost indisponibilizat în punctul de trecere a frontierei Siret până la achitarea de către persoana în cauza amenzii contravenționale.